Începând din această seară, ora 23, județul Mehedin se va afla sub incidența atenționării meteorologice cod galben ce vizează intensificarea ale vântului, valabilă până marți 28 martie ora 23, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul menționat, vântul va avea local și temporar intensificări cu viteze de 50-65 de km la oră și izolat peste 70-75 de km la oră. De asemenea, începând cu ora 10, zona de munte a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea se află sub atenționare meteorologică cod galben, valabilă până în această seară la ora 23. Sunt prognozate intensificări ale vântului, mai ales în zona montană înaltă. Rafalele vor depăși 80-90 de km la oră, viscolind din soare și determinând diminuarea semnificativă a vizibilității. Începând din această seară, de la ora 23 și până mâine seară la ora 23, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificarea ale vântului cu viteze de 50-65 de km pe oră și izolat 70-75 de km pe oră. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care să le asigure protecția și să evite deplasările. Totodată, parcarea autoturistelor se va face în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare și stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Mai multe informații privind modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi accesate prin intermediul portalului fipregătit.ro sau descărcând aplicația DSU din Google Play Store și App Store. Totodată, întregul județ se află sub informare meteorologică ce vizează intensificarea ale vântului, precipitații moderate cantitativ, răcire accentuată, îngheț la sol și brumă, valabil în intervalul 27 martie, ora 10, 29 martie, ora 21. În situația manifestării vântului puternic, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Totodată, parcarea autoturismelor se va face în zone ferite, la distanță de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care i-ar putea răni prin cădere. În situația în care persoanele sunt surprinse în zone deschise, trebuie să se îndepărteze rapid de zona în care se manifestă fenomenele și să identifice un spațiu care le garantează protecția. Dacă se află în autovehicul, trebuie să se îndepărteze pe cât posibil de zona în care vântul suflă cu putere și să rămână în interiorul acestuia, purtând centura de siguranță. Să folosească numărul unic de urgență 112 doar atunci când viața lor sau a altor persoane este pusă în pericol. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.